Ce, te-ai lovit? Te-ai lovit? I'm a part of this place of love, and I know it cannot last, but at last I can find. Salutare! Bineînțeles că încep vlogul ăsta tot în mașină. Nu pentru că vreau, ci pentru că exact în momentul ăsta am putut să filmez, pentru că azi toată ziua am avut niște treabă. Deja este ora 6 seara și de-abia acum încep eu să filmez pentru Daily Vlog. Pentru că până acum a trebuit să mă duc până la policlinică, pentru că am puține probleme cu tusea, tușesc. Și asta vreau să vă zic de când tușesc. Cred că tușesc vreo 4 săptămâni de când am fost atunci la mare și atunci eram răcit. Dar nu este nimic grav, ci doar este o tuse din aceea seară, că fără nicio problemă îmi revin eu. Cât am așteptat la policlinică acolo ca să intru în cabinet, s-a așezat un om lângă mine și începea să vorbească de ale lui. Deci oamenii ăia sunt așa de vorbăreți și foarte de treabă, pentru că te distrează și înveți ceva nou de la el, mai ales că era și în vârstă și cu siguranță înveți ceva nou de la fiecare om în vârstă. Dar în continuu vorbea taca 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 în continuu, nu-i mai tăcea gura, dar pe mine m-a amuzat chestia asta. Bun, iar acum l-aștept pe Cristi ca să facem un antrenament de break dance și am adus din nou linoleul acela ca să dansăm pe el, așa că să-i dăm bătaie. Și cam așa îl car eu pe brațe când eram eu dată singur pe stradă și se uita lumea ce da la mine. I-am văzut pe băieți undeva pe acolo. Speriat, frate, nu le... Cum? La mulți ani. Cu ce ocazie? Ce ocazie? La mulți ani. La mulți ani, la tot, la tot. La tot. Crăciun fericit, Crăciun fericit. Care trebuie? La pe aici. Ia uite, chestii de matematică. Și? Tu le-ai făcut pe toate? Da. Serios? Am făcut prima, am fost primul la tablă scos. Crezi, mie chiar mi-a plăcut matematica, că eram la liceu. Hai să punem linoleu. Ce greu e. Băiatul cu trotineta. A, ți s-a pus atunci cât te-ai lovit, nu? Da, da, știi că aici... Da. S-a rupt. Da, deci era rută. Da, sunt multe cui pe jos și tocmai de aia e ciudată scena asta și tocmai de aia am vrut să aducem linoleu. Pe Cristi deja au început să-l caute cei care urmăresc pe vlog. Așa că dacă vreți Facebook-ul lui, zic Facebook-ul tău. Mă risc. Cristiano, l-a găsit pe Facebook, atâta, altceva nu mai zic. Atât, vrei zic? Și numele fără Ano, adică... Cristiano Cristi, nu? Da. Așa, l-a găsit pe Facebook dacă vreți. Să vă explic mai mult în detalii, da, anumite scheme de dans. Dacă vreți să-l întrebați ceva, îl întrebați pe Cristi. Hai, băieții, să încălzesc acum. Hai, Robert. Da, oi, frumosule. Frumosule! Acu' e gheza, nu? E al meu, nu-i acum gheza, nu? Da, ce fain să vă stai! Hai de ce? Ce fain să vă zăt aia! Aici se adună numai dansatorii, mereu! Am observat, de asta venim la dans aici! A, asta să venim la dans! Ia să vedem noi ce... Da! Filip sigur se face! Ce tare! Hai bine, bravo! Hai că ai dat-o bine. Mamă! Ai văzut ce frumos? Ce bine te simți când dai ceva și îți dorești. Hai, Cristi. Hai, Cristi. Oho, te duceai în a treia, mă. Te duceai lejer în a treia. Da, am simțit. Deci, eu, dar trebuie să mă încălzesc. Ai văzut, te duceai în a treia. Hai că ai, tu, ai susținători în spate. Ce, te-ai lovit? Te-ai lovit? Nu, te-ai lovit tare? Te-ai lovit la David? Da, am dat cu vârstă. Vai, ce masol! Dar am trece imediat, e o durere de așa. Îți ai grijă cu... Și eu, deodată cum o vezi la David, e foarte nasol. Hai că ai susținător în spate și... Hai, nu-i problemă. Hai, lasă, că-ți revii. Da, da, deja gata, mă, da. Ai, e o chestie de moment. Perfect, gata. Hai! De ce nu vrei? Pe interpretare. Ține, ține, ține crocanat. Hai că nu-ți pune-o, ții acolo sus. Ține. Și eu tot acolo. Ah, tot la deget. Fras de degete. Bă, ce enervant e. Da, mă, dai din moment să vezi că trece după.
M-am lovit și eu și Cristi, da. Dar asta nu e nicio problemă, pentru că doar așa învățăm și doar așa o să trecem mai departe peste fiecare mișcare. Întotdeauna. Exact, doar așa o să înveți. Chiar de vă loviți, continuați și treceți mai departe. Apa așa. Hai și dansează, hai. Aducem sacul înapoi aici. Hai. Am adus sacul. Hai, vrei să dansezi? Te duci acolo, pe linoleu, dansezi. Nu vrea? Uite acolo, mami. Acolo este loc pentru viitorii dansatori. Hai să vă dau ceva, vreți? Ce? Ha? Ceva bun. Meri. Hai, de mâncare. Mergem. Jeleuri. Să fii și fel zbor după. Hai să fel zbor după ce mănânci jeleuri. Hai, te fac tu. Mersi. Nu mai zic. Ia, vrei jeleuri? Mai. Vrei jeleuri? Hai încă! Cu plăcere! Ce faci, măi? Dacă mai vrei jeleuri, puteți să luați, știți. Ah, m-am lovit aici, în palmă. Vai, ce nasoară. Am mai avut o lujulitură, acum mi s-a luat pielea. Vai, și doar e un grăzitor, dar nu e nimic. Eu eram. Te-ai lovit iar? Băi, este un cui acolo care tot. Cui ăsta, mă. Deci m-am lovit în cui ăsta de 7 ori. Da. Ar trebui să mutăm oricum ăsta de aici. Oare să-l dăm în partea cealaltă? Să nu fie mai mult cui acolo. Cred că azi ne-am lovit de o grămadă de ori. Dar nu e problema asta, că noi cu tot continuăm. Așa se întâmplă când vrei să înveți ceva. Deci nu riști, nu câștigi. Bingo, gata. Mi-a revenit. Hai. Le numeri? Gata. Le numărăm la asta. Hai. Gata? Hai. Ce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33... Aaaa, stâlpul! Hai, mă! Ce stâlp? Ăsta-i stâlpul, doamne, scândura asta nasoală și am căzut fix în scândură. Dar puteam să continui, mă. Hai că nu-i nimic. Nu mai pot, că am obosit acum. Bravo, bravo. Puteam să continui, dar era scândura asta. De-aia scena asta e foarte nasoală. Da. Și tu? Ce? Tot așa, sări într-o mână. Într-o mână? Da, într-o mână. De cât mai multe ori, hai, măcar așa înveți. Hai, bine. Hai. Opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 16. Bravo, 16, foarte bine, bravo. Hai că e tare, bravo, bine. Bun, prieteni, eu acum am ajuns în alt parc pentru că deja am terminat antrenamentul și eram prea obosiți și prea accidentați, dar oricum fiecare accident înveți ceva din el și trebuie neapărat să continui pentru că doar așa o să înveți și o să ajungi exact acolo unde îți dorești. Dacă, de exemplu, vrei să înveți o schemă, așa cum tot încercăm noi să facem, o să o învățăm chiar de ne lovim. Am avut chiar și destule accidente minore, ca să zic așa, nu să îmi rup ceva sau ceva de genul, dacă întrebați. Deci niciodată nu am avut accidente de genul ăsta, așa că stați calmi. Dar oricum, orice ai vrea să faci, există și anumite bariere, ca să spun așa, ca să învățați acel lucru. Fie dans, fie muzică, fie pictură, cine știe, poate ți se rupe creionul sau așa mai departe. Fiecare lucru trebuie învățat pas cu pas. Ăsta este secretul. Apropo, mulți m-ați întrebat ce mașină am, dar sincer să vă zic, nu o să vă spun astfel de detalii, pentru că nu prea e bine să spui ce anume ai. Eu, de exemplu, dacă aș vedea pe cineva care are lucruri mărețe sau are bani, eu nu l-aș întreba în viața mea chestii de genul, pentru că asta e strict problema lui. Pentru că eu, dacă aș zice ce lucru am, unii ar interpreta greșit și ar spune că mă laud sau ceva de genul, dar nu este deloc adevărat. Pur și simplu este problema mea ce am eu și ce aveți voi. Deci să nu mă înțelegeți greșit, dar nu o să dau niciodată detalii de genul acesta. Apropo, mulți m-ați întrebat cam cât timp îți ia ca să înveți o schemă de dans. Depinde de schema respectivă. Dacă vrei să înveți saltul pe spate sau șpagatul, depinde de voi cum vă antrenați și în ce fel vă antrenați. Depinde cât de multă ambiție pui în acea mișcare. Poate să dureze câteva zile, poate să dureze câteva luni sau un an, doi. Asta depinde doar de voi. Deci degeaba mă întrebați pe mine cât durează să învăț saltul pe spate, cât durează să învăț șpagatul și așa mai departe. Nu știu. Exersați, învățați și vreau după aia să-mi răspundeți chiar voi. Foarte fain se vede asta din spatele meu. Sper că v-am răspuns la câteva întrebări pe care mi le lăsați voi și eu la sfârșitul fiecărui vlog să vă răspund la câteva comentarii și mă bucur foarte mult că îmi lăsați anumite întrebări în care vreți să învățați ceva și asta chiar îmi place. Bravo! Vă reamintesc încă o dată să trimiteți filmări cu voi la mine pe Facebook, cu voi dansând câteva secunde, orice mișcare care vă trece vouă prin cap, doar să zâmbiți, aia e chestia, și să vă distrați. Acolo niște copii joacă tenis.
și îmi place cum se distrează. În continuu țipă. Bun, eu o să închei aici acest vlog și încă o dată să nu vă lăsați bătuți niciodată, să faceți ce vă place și țineți minte un singur lucru. Voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!